Oh, launching jumper. Deci am aflat o informație esențială pentru pula mea. Ioana nu s-a măritat. Cum nu s-a mai? Nu s-a mai dat. Și toate gagicile care le-am întâlnit de la viața mea, orare prieten, orare iubit, are ceva dubla pizdă. Adriana cu împăcările, nu prea era cu împăcările, știi? Nu ne mai băgăm pe gagici măritate. Cum? Nu ne mai băgăm, frate, pe măritate. Vorba la țiganie. Să fie la ei acolo. Nu ne băgăm pe măritate. Cred că o să mă bag pe lesbiet. De ce? Bă, știu sigur că alea e nemăritate. De ce? E ilegal în România să se babardește sexele între ele. Și o să zic aici, caut lesbiană, poți să fii cu viață personală, personal Jesus, mă dai pe mine pula. Nu ne mai băgăm pe măritate. De ce? Nu mai ne băgăm. Ne-am băgat și noi odată pe măritate. Văd că mama bântuie pe aici. Cred că crede și ea ceva. Și sora mea bântuie, m-am dus pe la fată bântuitoare. Nu făcea nimic. Am sunat la ea, e moartă. Cum fata e moartă. Și cred că-i cântă lui tata. La pupa, la poartă e o pisică moartă. Hai să jucăm popa prostul. Face, bă, popa prostul era inventat de seculingii securiști ca să le intre la copii în căpățână că există și popa prostul. Păi toți copii, pula mea, e cultili. E cult. Trebuie să aibă și proștile. Și uite ce față de popă poponara. O fi și pop și poponari. A văzut un pop și la ăia. Dădea muie la copii. Mai bă. Și m-a întrebat unii. Face, bă, ai futut ceva? A fost un fel de abracadabra, n-am făcut nimic. N-a făcut nimic. N-a făcut nimic. Ce să zic? N-a făcut nimic. De aceea el s-a fugit la bun. De aia. Și după aia i-am bani la ea. Bă, visul meu e să mă împăr cu Ioana. Bă, ea care e Ioana? Ioana mea. Alții pot are Ioana lor. De ce trebuie că vrei să te împeci cu fata? Da. Am fost cea mai tare. Gagică. Originală. La
a un moment dat, există o gagică cea mai tare. Aole, ce mă doare. La un moment dat se va întâmpla și ție să găsești o gagică originală. Nu vezi că numele femeilor se face poate alea, că mai la face nimic. Am stat și ne-am precalculat toată ziua. Dar bine că există gagici. Pentru ce pula mea s-a cucerit atâta teritoriu? Ca să aduci gagica. Pe ca unii la înaintare și după aia venea și gagica. Deci cu numele la gagici. Altfel n-am mai face nimic. Dacă n-ar exista gagici, gagicii e mamele noastre, e prietenele noastre, e iubitele noastre. Ele ne inspiră. Verde-i pâine. Dacă n-ar fi gagici, n-ar mai face nimic. Cum n-am mai face hai să vedem ce scrie în 7-7. Acum am uitat că eram dat. Mamă, nu mă voci. A, e ăla care bău două voci. Voci. Că uite ce șmecher. E băiatul. Băiat. Ce-ți face inima să bată mai tare? Că zici. A, uite-o și pe rock and roll. Mamă, ce s-a chilodit rock and roll. Aolo! Ia uite, femeile fericite. Ia uite, cum se alege un vin. Dacă aveai impresia că vinurile sunt de vreo câteva feluri, surpriză, există peste 1300 de soiuri. Eu uite ce știu fata. Așadar, alegerea vinului potrivit poate părea uneori dificilă. Există dealea mari. A, uite-l pe un gagiu. Ăsta zice, bă, nu vreau eu. Ia uite-l pe ăsta. Îl cheamă Horns, Corn. Cred că Corina Chiriu nu se duce la Horns. Dar în pula mea de periozat. Ce nu? N-au mă duc la periozat. Ia uite! Iar apăr periozatul! Face Corina Chilă, băi, n-am scăpat de Biliojan, nu, uite, și aici apare Biliojan.
Ia uite. E mai mult pe viajați. Ia uite. Cum se uită ăsta? Ce pula mea. Ah, la ăsta am fost eu și l-am văzut. Am și dat noroc cu el. E un Victor. I-am scris o poezie. Ăla zic, bine, scriu o poezie. Ia uite și pe ăsta Rafael, o viață fericită. Bă, da, ia uite ce față are. Rafael, că mai pula. Păi și-a zice că ai fi avut o viață fericită. Oh, ia uite, aia se simt mai mult. Când pe când eram doar niște gagici. Știam că într-o cameră... Oh! No, dacă am vrut. Ia, ce mai bine. Oh, așa e bine rău de tot eu. Acum s-a întors. Ce-ți face cățelul cât ești plecat? Și eu s-a urcat pe masă. Se uită ăla la webcam, zice, câțe, câțe! Și după aceea se pișe ăla pe acolo. Se pișe și se cacă. Ia uite-l pe Halloween. Ia uite-o gacică care a pistă. Da. Am văzut-o pe una, nu i-am văzut pizda, dar aproape că i-am văzut pizda. Face atât de aproape, de ce? Ia uite ce-mi place ăsta. Are un îngeroi, o bucă și o drăcă cu haică, pe altă bucă. Și uite-l pe Smiley, zice, hai să vă arăt țâțilii. Ia uite, ăsta-i scris de un gagiu. Face, ia uite-i mărtăciunile. Ia uite, ăștia ce râde. Ia uite-l pe ăsta, florist, așa cheamă pe ăsta florist. Ia uite-l și pe gacica, femeie de afaceri. Da, uite-o pe Eva, nu e Herțigova, e altă Eva. E de aia care te face la floci. Și uite-l și pe Vicky. E curatoare, ți-o bagă tare. Ia uite asta. Face consum doar 0,002 calorii, răspundindu-l în revistă. Facea... Îți dai seama câte cărți îți trebuie ca să... Nimic. Uite-l pe Thunderstruck. AC/DC. Și ia uite-l pe ăla. Pe nu știu, pe... La mormântul meu să vină doar fete de liceu. Ride the thunderstorm. A dat-o. Ia uite. Bă, Vlad, nu știu ce e. A, ia uite-l pe Gypsy Casual. Care o fi Gypsy din ăștia? Nu știu, cred că tot e. Bă, mi-e rău. Bă, bine că nu mă degadici. Astea că vrea să le iau mașina. Și după aceea se
para Enrique Iglesias. Dos billetes a un concierto de Enrique. Dacă îl vede pe ăsta, se mai uită la fărcimei de la bord.